Dar v-am păzit cuvântul meu, pe care vă pot păzi. Iar bază ce este vorbat și pe cine am numit eu, fiindcă nu știu pe cel care va trebui să mine. Dacă n-aș fi venit, nu vă spui gândit vorba ca asta la mea. Acum însă n-au cuvânt de dreptate de păcatul lor. Cel care îmi vorbește de mine și de datul meu răște, de n-aș fi făcut între ei lucruri pe care mine am cum să fie făcut pe capul la mea. Și două lucruri pe ce le-au văzut, m-au urăci pe mine și pe datul meu ca să se întâlnească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât de cer. Iar când va veni un cuitor pe care i-au văzut de minte vom de la Tatăl, Duhul adevărului pe care l-a dat cu cere, acela o mântuiesc pentru mine, încă și voi mântuiesc pentru sunteți la început cu mine. Aceea de mine am spus ca să nu vă potriviți în credința voastră, vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când cine va vă ucide pe voi, va crede că am făcut cu vă Dumnezeu. Am ieșit afară fiindcă nu prinde. Pereții sunt foarte groși la această biserică. Am vrut încă o dată să vă arăt cât de frumoasă este, iată, biserica Sfântul Sergiu și Vah. Gata, plecăm înapoi. O zi frumoasă tuturor, treceți la biserică numai decât. Da, m-am rugat pentru Alexandra Morar, doamna Parascovie Cavcaliuc, domnul Gheorghe Cavcaliuc, să reveniți cu ceritor înapoi în țară, așa că vă ținem tot partidul nostru, așa că poți și alți fani ai Partidului Pace. Fiți sănătoși, o zi frumoasă tuturor!